Expoziția personală Ana Adam la Muzeul Național de Artă Contemporană este o inițiere în opera și universul artistic al unei artiste, ca să spun așa, cu o personalitate aparte. Ea și-a ales titlul acestei expoziții, care se intitulează, deci, Life Vest Under Your Seat, care într-un fel este un rapel, o amintire despre faptul că viața este undeva la îndemână. E o fel de conștiință, luare în cunoștință a faptului că e într-adevăr undeva sub fundul nostru, tot ce viața reprezintă. Ele au în comun că sunt desene, în ciuda aparențelor referitoare la unele dintre ele. O parte sunt recognoscibile ca atare, fiindcă sunt pe hârtie, cu cerneală, cu tuș sau cu acoarelă, dar altele sunt cusute. Cu toate acestea, deși ele par tapiserii sau broderii, ele pentru mine sunt strict desene, deși m-am folosit de stofă, de materiale textile, fire, de ață, de mătase. Iar alte desene sunt pe hârtie, dar m-am folosit de farfecă ca și de instrument de a desena, de a scoate o parte din materia și a o muta în altă parte, a o disloca. Plantele, animalele, personaje, ca să spun așa, de basm, vrăjitoarele care sunt reabilitate într-un fel. Adică în opera lui Ana e într-adevăr un semnal foarte puternic în care această figură mitică e într-o lumină extrem de pozitivă. Și la fel și relația cu Uriașul, care tot așa este o figură mitică și de legendă. O relație de protejare, dar în același timp o relație de egalitate și legată de ideea de putere și în special de puterea creației. M-am folosit de diferite tehnici și modalități de a lucra cu materialele pentru a povesti despre feminitate, relația sa cu masculinitatea și puterea pe care ne-o aduce aparent fragilitatea, situațiile în care ne putem simți neputincioși, învinși, fără putere și, de fapt, avem resurse dincolo de aceste aparențe. Lucrările din spatele meu sunt ultimele în ordinea cronologică și povestesc despre puterea femeii de a fi vulnerabilă, dar în același timp de a-și transcede vulnerabilitatea, de a o alchimiza în forță. Și mi-ar plăcea ca cei care vizitează expoziția să plece cu această idee că puterea este bună și nu putem să ne împlinim existența ca oameni dacă nu ne asumăm puterea creativă. Adică puterea este o energie, un dat cu care putem să facem gesturi extraordinare.